140 de colindători veniți din toată țara au participat astăzi la festivalul de datin și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou. Am venit să colindăm florile de albe, organizat de Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București. Suntem de la ansamblu folcloric profesionist Sara France din Focșani și am venit cu mare dragă la această sărbătoare, la dumneavoastră. E prima dată când veniți în București? Nu, suntem de atâția ani venim aici în București, mai ales la Muzeul Satului din București, Dimitrie Gusti, și venim întotdeauna cu mare drag. Cu obiceiuri de iarnă, cu obiceiuri de vin din țara Francei. Să străbați atâția kilometri ca să îi colinzi pe bucureșteni, nu puteai să colinzi la tine în zonă? E mai frumos aici. Venim cu tradiția din Vrancea, o ducem și la București. De ce e important să veniți până aici? Păi venim în fiecare an aici la București să vestim nașterea Domnului. Suntem bucuroși că astăzi avem o gazdă bună, Muzeul Antipa. Aici a fost o surpriză pentru toți copiii care sunt aici. Așa că eu cred că am realizat un eveniment frumos astăzi în preajma sărbătorilor și spunem bucureștenilor sărbători fericite altfel. Cu oameni, cu 140 de colindători din toată țara. Facem acest festival dinainte de 89, deci cred că am ajuns la ediția 50 de acum, pentru că e de demult, numai că înainte de 89 nu aveam voie să venim cu ansamblurile și cu colindele cu care venim astăzi și nu se numeau florile de albe. Noi, enologii, am avut și înainte de 89 un fel de a menține tradițiile mascându-le cumva. După 89, după 90, însă am înflorit cu toții și am adus tradițiile adevărate. Avem cel puțin 27 de ani de când în fiecare an facem florile de albe. Parada obiceiurilor de Crăciun și Anul Nou s-a desfășurat pe traseul Muzeul Național al Satului, Arcul de Triunf, Piața Victoriei. Cu ce obiceiuri ați venit astăzi? În zona noastră este cel mai bogat alai de măști care însoțește plugușorul. De aceea o să vedeți că avem căprițe, avem căiuț, care este și cel mai frumos dans, avem jocul de mascat și avem jocul ursului. Dar începem cu un colind și cu plugușor și terminăm întotdeauna cu ceea ce îl sensibiliza mai mult pe țăranul român, cu o semănătură. Colindătorii s-au oprit la Muzeul Antipa, unde au colindat și au prezentat obiceiurile de iarnă specifice zonei din care provin. Pe bulevardele Bucureștiului au creat atmosferă de sărbătoare colindători din Botiza, județul Maramureș, colindători din Țara de Sus, județul Botoșani, grupul Colindițele din Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud și grupul Ciobănașul din Gura Teghii, județul Buzău.